Ediția a doua a turneului Tennis Cup Părinți Clujeni a fost un succes. Organizatorii au adunat 1000 de lei din taxele de participare, iar acești bani vor fi folosiți pentru modernizarea bucătăriei centrale a Spitalului de Copii. Zeci de părinți și copii și-au dat întâlnire sâmbătă pe terenul de Winners Tennis Club pentru a participa la cea de-a doua ediție a turneului de tenis organizat de Fundația Părinți Clujeni. Evenimentul a fost împărțit în două competiții distincte, una de simplu, destinată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, și una de dublu, unde echipele au fost formate din părinți și copii. Scopul este să părintele și copilul să petreacă timp de calitate în intervalul acesta de o zi. Încercăm să promovăm foarte mult tenisul pentru că este un sport relativ costisitor. Toți acești copii minunați, pentru că în primul rând de ei este vorba și o să pun adulții, să zicem, în situația asta, sunt undeva pe planul 2, au hotărât să doneze cei 50 de lei taxa de participare către proiectul nostru Zâmbet de Copii, modernizarea Spitalului de Copii Cluj. Carina Surdu și Sara Arif s-au impus la categoriile 10-12 ani, respectiv 14-16 ani, iar la masculin primele locuri au fost ocupate de Victor Vârvoni și Sergiu Cacoveanu. În competiția de dublu, Carla și Horea Ciorcilă s-au situat pe primul loc după ce au trecut în finală de Sara Arif și Sergiu Cacoveanu. Jucați des împreună? Nu, n-am mai jucat împreună dublu la turneu. Mi-a plăcut pentru că am jucat seturi până la 9 și mi-a plăcut că am jucat așa cu părinții. Oricum, da, aș vrea să adaug și eu că a fost o inițiativă extrem de plăcută și ar fi ideal ca să vină la turnee de acest tip cât mai mulți părinți, cât mai mulți copii, fiindcă aer liber, e un mod de petrecere timpului foarte plăcut. În 2012, turneul Tennis Cup Părinți Clujeni se va desfășura în 12 orașe din România.